Am 18 ani. Acea ființă uimitoare, de Cătălina Drăghici. Lectura Cristina Toma. Ți-a spus că ar trebui să scrii o povestire despre acea ființă uimitoare care te-a schimbat, care te-a marcat pentru totdeauna. Să scrii pentru că asta te-ar ajuta, te-ar face să vezi lucrurile mai clar sau, pur și simplu, să te înțelegi pe tine mai bine. Să te observi, să vezi cum te raportezi la lume și ea la tine, care e relația ta cu oamenii. Dacă îți faci măcar timp să vezi și altceva în afară de tine și problemele tale cu trecutul, cu toate poveștile pe care îi le repeți obsesiv, sub alte forme, cu alte cuvinte, te oprești. Îți dai seama că și discursul ăsta pe care ți-l spui iar și iar în cap e al lui și te întrebi a nu știu câta oară, plus toate celelalte dăți în care te-ai întrebat de când v-ați văzut, dacă efectul orelor petrecute împreună e benefic. Când ai închis azi ușa după el, te-ai așteptat să te simți ușurată, să scapi de povara pe care tot singură ți-ai imaginat-o stându-ți pe umeri. El s-a oprit în prag cu un picior afară și unul înăuntru și a zâmbit în felul ăla care acum ceva timp te făcea să rămâi prinsă ca într-o buclă temporală în procesul reamintirii fiecărui detaliu al orelor petrecute împreună. Acum zâmbetul îți este indiferent, așa îți spui. Poate l-ai văzut așezat de prea multe ori acolo, pe fața lui, cu câteva riduri fine doar în colțurile ochilor, cu câteva fire atârnându-i răzlețe pe frunte, cu toate că pare că sunt așezate de cineva mereu în aceeași poziție, cu ochii privindu-te fix din spatele ochelarilor. Arată incredibil de bine. Îți spui, a nu știu câta oară. Poate ar trebui să mai cer o părere. Îndrăznești să te gândești câteodată. Poate sunt subiectivă. Poate am ochii doar pentru el. Poate. Te oprești ca să te întorci tot la el. Dar te minți că acum e despre tine. Că ți-a zis, că ți-ar fi de folos să scrii despre acel cineva cum n-ai mai întâlnit înainte sau după. Și acum îți spui că poate are dreptate, că în fond în felul ăsta te-ai ajuta, că ar fi un exercițiu prin care te-ai îndepărta puțin de povestea asta nebună și ai avea timp să te mai gândești și la tine. Așa că deschizi laptopul și stai minute în șir în fața paginii albe, gândindu-te la oameni mai mult sau mai puțin cunoscuți cu care te-ai intersectat de-a lungul timpului. Însă, tot ce faci e să-l cauți peste tot pe el. Îl găsești, deopotrivă în femei și în bărbați. Se îmbracă bine ca Sabina. Ce dacă el e bărbat? Observi că au un gust pentru haine asemănător. Simplu, curat, cu linii. Linii orizontale, verticale, diagonale. Figuri geometrice ordonate frumos pe tricouri, pe cămăși, pe pantaloni. Dar ce treabă are uimirea față de un om cu faptul că se îmbracă bine, îți zici? Are, bineînțeles că are, pentru că tu n-ai zăbovit niciodată cu privirea asupra unei persoane îmbrăcate într-un fel care îți displăcea. Te oprești iar. O iei de la capăt. Persoană uimitoare. Poate fi tipul ăsta care te-a căutat câteva zile în lista cu oameni care anunțaseră că merg la evenimentul de pe rooftop. Când l-ai văzut cum te țintea cu privirea, dar n-ai vrut să-l bagi în seamă. Ca la câteva zile să-ți scrie și să-ți spună cum te-a găsit. Perseverența poate face dintr-un om banal un om uimitor. Poate, bineînțeles. Dar apoi îți reamintești că și el ți-a scris vreo două luni înainte să-ți ceară să vă vedeți, deși asta urmărise de la început. Îți trimitea filme bune, muzică bună. Uite, ceva care să te ajute să înveți mai cu spor pentru examenul meu. Nu știa nimeni că vă vedeți. Îți dai seama ce ar ieși dacă ar afla conducerea că mă văd cu o studentă. Niciodată nu ai îndrăznit să te gândești ce ar ieși.
pentru că nu avea rost. Era el acolo să ia deciziile, toate deciziile și pentru tine. Iar te-ai întors la el. Iar te oprești. Trebuie să te oprești. Te gândești la bunica ta. Ea ar trebui să fie o femeie uimitoare. O ființă uimitoare. A răbdat toată viața lângă un om despre care știa de la început că nu o iubește. Și a făcut toți copiii ăștia pe care oricum mai mult ea i-a crescut. Îți amintești cum ți-a plâns în brațe ultima dată când ai văzut-o vie? Când știa că oricum nu mai are mult și și-a permis să fie vulnerabilă. Îți amintești că te-ai dus ultima dată la mormânt și ți-ai permis și tu să fii vulnerabilă? Ai plâns până nu ai mai putut, căzută în genunchi. Apoi te-ai ridicat și ai ieșit pe poarta cimitirului ca și cum nu se întâmplase nimic. În fond așa ai fost mereu. Te-ai mințit puțin câte puțin. Dar și amintirea asta cu bunici te întoarce tot la el. La seara aia în care stăteați amândoi în pat, tu sprijinită de o pernă și el cu capul culcat pe tine și vorbeați despre cum bunica te-a crescut câțiva ani, pentru că maica ta era mereu ocupată cu munca și el îți povestea cum bunica lui l-a crescut toți anii, pentru că maica sa nu fusese niciodată casnică, pentru că lucra în oraș și pentru că venea să-l vadă doar la sfârșit de săptămână. Îți dai seama că te-ai întors iar la el. Că orice ai face, te întorci mereu la el. Că, frate tu, nu poate fi acea ființă uimitoare pentru că, oricum, are aceleași mâini ca ale lui. Că tipul care te-a oprit la metrou și ți-a făcut pe fugă niște fotografii fiindcă l-a inspirat vibe-ul tău, nu poate fi acea ființă uimitoare. Pentru că, din nou, și el ți-a făcut fotografii pe fugă și pe îndelete. Că fata excentrică. I-ai zis excentrică atunci. Apoi i-ai zis că e stupid să cataloghezi oamenii în felul ăsta. Cu părul verde deschis, îmbrăcată în vreo 10 culori, cu tricoul ăla făcut franjuri, cu buza de jos plină de piercinguri, de te-ai întrebat cam cât de greu e să mănânce, cu tatuaje pe ambele brațe și cine știe, poate și pe restul corpului. Nu poate fi acea ființă uimitoare pe care o întâlnești odată în viață și îți rămâne în minte pentru totdeauna, pentru că el ți-a arătat niște poze de când era mai tânăr, tânăr cam cât ești tu acum, când umbla cu niște găști de ciudați și arăta poate nu la fel ca tipa căreia ai decis să nu-i mai zici excentrică, dar pe aproape. Ai tot încercat de-a lungul timpului să-ți explici de ce. Cum? În fond, nici măcar nu se încadra în tiparul celor cu care ai fi acceptat să te vezi în mod obișnuit. Dar ai creat un tipar nou, un tipar pentru el, un tipar unde nici nu mai încăpea altcineva. Apoi ai început să raportezi toate celelalte tipare, preconcepții, idei, la ăsta nou pe care îl crease și anume. Nici nu ai realizat când s-a întâmplat, iar apoi a fost deja prea târziu. Dar stai liniștită, e ok. Erai tânără. O fată de 18 ani care și-a pierdut capul pentru unul de 40. Ți-a zis cineva că tipul care te are pentru prima dată rămâne acolo pe viață. Și el te-a avut. La început te-ai opus, ți-era teamă și parcă nu ai fi vrut să fie chiar cu el. Știai că nu e safe. Că nu e normal. Că nu așa se face. Ai știut că e ceva greșit încă de la început, dar a făcut el în așa fel încât să ți se pară altfel. Te-a liniștit. Cu felul ăla al lui de a liniști, de a te liniști. Oare chiar te-a liniștit? Chiar a fost așa? O să fie bine. La un moment dat o să-ți placă. Poate nu prima dată, dar apoi o să-ți placă. Când i-ai zis că vrei să mai aștepți, te-a convins că n-ai de ce. Oricum, o să faci chestia asta mai devreme sau mai târziu. E bine să fie cu cineva care știe. Te scutești de o mulțime de riscuri. Habar n-ai despre ce riscuri vorbea.
oricum te-a durut. Și oricum, mai târziu, ai aflat că luase și HPV. Două tulpini de alea cu risc crescut, fiindcă pentru el prezervativele erau inconfortabile. Ne descurcăm fără. O să-ți placă mai mult. Și a fost nasol. Fă-ți tu teste, eu n-am de ce. Bărbații n-au treabă cu chestia asta. Cine știe cu cine te-ai mai văzut tu? Nu te mai văzuse și cu nimeni. Dar ai umblat vreo 2 ani după, de la un medic la altul. Pastile pentru imunitate, vaccin în 3 doze. Aia e. Ce să-ți fac? Dacă ți-a plăcut să o faci neprotejat? Cert e că te-a convins că e mai bine cum zicea el. Atunci și de fiecare dată după. Argumentul suprem a fost că oricum se termină semestrul ăsta, nu o să-ți mai fiu prof. Și asta înseamnă că putem să nu ne mai ascundem. Și tu nu voiai să te ascunzi. Nu înțelegeai de ce ai face-o. Acum înțelegi. Da, l-ai crezut. Mereu l-ai crezut. Încă îl crezi. Apoi, când a început să nu te mai salute pe holurile facultății, ți s-a părut straniu. Vorbeați cu orele seara. Iar a doua zi, dacă se întâmpla să vă intersectați, trecea pe lângă tine ca pe lângă o străină. La început n-ai zis nimic, ai fost prea lașă și ai crezut că va zice el, că poate e altfel, dar nu era. Oamenii de care te agăți tu, în speță el, sunt oameni lași, pentru că nu suporți să vezi în alții mai mult decât ești tu. Așa ți-a zis terapeuta. Terapeuta la care te-au trimis ai tăi forțat când le-ai zis că viața e de căcat și nu vrei să o mai trăiești. I-ai speriat. Ce-i drept și tu erai speriată, dar... Într-o zi l-ai întrebat totuși de ce. De ce ești ca inexistentă când trece pe lângă tine? De ce nu existi pentru el decât atunci când îți ciocăne la ușă și tu îi deschizi și el intră ca și cum locuiește acolo? El ți-a răspuns că... Așa e mai bine. Apoi ți-a vorbit despre altceva. Ai înțeles oricum de ce e mai bine. Nu-ți plăceau oamenii care erau mai mult decât tine, dar că voiai sau nu, el era. Avea în plus niște ani pe care tu abia urma să-i trăiești. Și când ți-a zis că așa e mai bine, ai înțeles ce era de înțeles. Atunci ai început să te compromiți. Câte puțin. Să nu cumva să te acuzi că te-ai autodegrada. Că ai face din tine ceva ce detestasești dintotdeauna la alții. Uite, uite cum te-a pus să cauți acea ființă uimitoare. Și tu ai fost atât de naivă din nou să crezi că e despre tine. Și exercițiul ăsta e tot despre el. Dar ți l-a îmbrăcat frumos în discursul cu care te-ai obișnuit atât de mult încât ai ajuns să ți-l însușești. Cauți în minte oameni, haine, trăsături ale feței, caractere. Te uiți de sus în jos la un om, mărești imaginea pe anumite detalii. Iei străinul care era ieri în magazin, când ai fugit repede în timp ce el dormea și ai cumpărat câte ceva pentru micul dejun. Deci, iei străinul ăsta din magazin și studiezi unghiile. De ce? Când pentru tine unghiile sunt unul dintre principalele detalii pe care le observi la un bărbat. Termină toată mascarada asta. Tu nu vezi că tot ce faci e să cauți iar și iar un adevăr de care ai fugit încă de la început. Câteodată e necesar să nu mai inventezi povești pe care să le suprapui peste cele deja existente. N-ai știut de la început că el are să te transforme într-un fel, că va fi un punct de referință felul ăla de moment din viață pe care să-l povestești nepoților când ei vor fi destul de mari să înțeleagă și tu destul de nepăsătoare cu ce mai are viața să-ți ofere, încât să te deschizi de bună voie în fața lor să fii ca bunica ta în singura zi în care și-a permis să-ți arate că e vulnerabilă. N-ai știut. Și nici nu aveai de unde să știi. 20 de ani diferență contează. A știut că îți face rău. Așa ți-a spus terapeuta și tu ai crezut-o. Doar pentru că ea a făcut niște școală ca să înțeleagă oamenii și tu nu. Dar în adâncul tău
Nu ești de acord cu asta. Nu poți să accepti că știa ce-ți face când ți-a făcut. N-ai știut nici când ați avut prima discuție în contradictoriu, când el te-a privit într-un fel și tu te-ai făcut că nu-ți pasă. Și ți-a reușit. Așa cum avea să-ți povestească el mai târziu. Că îl făcuse și să se gândească o vreme dacă are sens să mai insiste sau dacă era cazul să lase baltă jocul de aprinselea cu o fetiță care nu știe ce vrea. N-ai știut că pentru el era ceva obișnuit. Că o fată de 18 ani e fix fata pe care o căuta unul ca el. Că cei 20 de ani diferență nu-l deranjau. Voia doar să te modeleze după cum avea chef. Apoi să te lase să te descurci singură, dacă mai puteai, bineînțeles. Așa ți-a și zis la un moment dat, când l-ai enervat. Fără mine ești zero, nu poți face nimic. Apoi și-a cerut scuze, ți-a zis că dacă nu îl enervai, nu-ți făcea chestiile astea. Că uneori îl provoci și scoți ce e mai rău din el. Chiar și acum, când scrie asta, când, uite, ai scris deja peste 2000 de cuvinte despre el, tot îți zici că da. E el, acea ființă uimitoare. Oscilezi? În fond, nu arată specific, nu vorbește specific, nu se poartă specific, nu. Dar taci! N-are sens să te mai contrazici, pentru că știi foarte bine că așa e. E o ființă uimitoare, pentru că tu l-ai făcut să fie așa. Ai fi putut să faci asta cu oricine. Da, transformi oamenii cum vrei tu. Toți o facem. Pentru că ăsta e singurul lucru firesc de care suntem în stare când vine vorba de oameni care nu pot fi ai noștri. Hai, gata. Pune niște muzică și dormi. De dimineață, în orașul ăsta în care nimeni nu te cunoaște, el a stat câteva secunde în prag cu un picior afară și unul înăuntru și când i-ai zis că ar putea să rămână, a zâmbit cu zâmbetul ăla de care îți ziceam. Apoi a tras repede ușa după el. L-ai auzit cum cobora în grabă treptele și... pentru că deja îl cunoști foarte bine, ai știut că le sărea. Din două în două. Am 18 ani este un proiect al Asociației Art No More, cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Muzică originală și sound design, Miron Ghiu. Editare și înregistrări, Petre Fol. Visuals, Liliana Basarab. Asistent de proiect, Andreea Drăghici. Un proiect conceput și coordonat de Robert Bălan.